Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la alături de tine. Mă numesc Alina Iloi Mureșan și în această seară voi fi gazda ta. Are șanse de reușită un cuplu care provine din culturi diferite? Care sunt provocările acestui cuplu? Ce fel de valori adoptă și ce tradiții respectă? În ce mod ajung să-și crească copiii? Astăzi la alături de tine va răspunde Fang Shuang, chinezul căsătorit cu o româncă, întrebărilor despre cuplurile interculturale. Iar după ora 20 vom vorbi despre Black Friday. Este Black Friday oare o oportunitate sau o păcăleală? Valentina Delcu va răspunde aceste întrebări prin exemple concrete. Hai să începem! Dragilor, am revenit în platou aici, la alături de tine și după cum vă spuneam în această seară, avem multă, multă treabă și avem multe lucruri de discutat. Cu siguranță v-ați întrebat ce se întâmplă atunci când se întâlnește un el și o ea, iar el face parte dintr-o altă cultură, iar ea face parte dintr-o altă cultură. Să nu mai vorbim de altă credință, altă religie și multe alte aspecte. Cumva îmi spune că poate că se complică lucrurile sau poate că nu. Nu știu care este rețeta, pentru că eu sunt româncă și am un soț tot român. Dar vom descoperi de la un chinez care este căsătorit cu o româncă. Bună seara, Fang! Bună seara! În primul rând mă bucur că astăzi ne-am văzut în carne și oase. Data trecută ne-am văzut doar pe Skype. Așa este, mi-aduc aminte de tine. Erai în Măr, așa-i? Măr sau Copăcel? Una din aceste două. Măr. Din Erus și Valea Iubirii. Un spectacol foarte, foarte frumos, chiar emoționant, parțial. Și, bineînțeles, mare parte amuzant. Dar cum este, Fang? Iată, tu ai început să cânți și de la cântat am aflat că tu mai și joci pe acolo, pe scenă, în sensul în care joci un rol, nu e așa cum a fost acum, ai fost Măr. Cum este? Este dificil? Este ceva diferit față de a sta pur și simplu și să cânți în fața oamenilor? Există o diferență, există o diferență. De exemplu, când eram la conservator, noi cântam fragmente din operă. Foarte, foarte rar, nici nu țin minte dacă a fost vreo mai multe piese, câteva piese să și vorbim. Dar da, au fost directorul de teatru de Mozart, operete în general, se vorbesc mult. Dar noi cântăreți suntem mai mult obișnuiți să cântăm. La început, mie mi s-a părut și am o confirmare asta și de la colegii mei, că vorbit mult într-o piesă de musical, operetă, operă, este sau a fost obositor. Pentru că când noi cântăm, folosim o rezonanță. Da, nu deschidem toate detaliile aici. Nu, că s-ar putea să vorbești altă limbă. Deci folosim altă rezonanță, dar când vorbim, exact este ceea ce vorbim. Cum vorbești tu, Alina, cum vorbesc eu acum. Și după ce vorbim prea mult, dar și pe scenă când vorbim tare, ne doare gâtul. Atunci trebuie să găsim neapărat o metodă să vorbim tare și cu rezonanță și fără să ne doară gâtul. Asta a fost o provocare, dar profesională. Dar mă gândesc că ai fost susținut și acasă, dacă tot vorbim și de relația aceasta interculturală. Acum nu știu cât de greu sau de ușor ți-a fost să repeți acasă, pentru că ai un copil mic, încă este mic. Așa este. Țin minte, dacă nu mă înșel, 2019, alături de voi am avut un concert foarte frumos și reușit. 2019. Da, 2019 în decembrie. Ei, atunci micul Matei avea, cred că, o săptămână, două săptămâni. Și eu îl țin în brațe și să se și odihnească soția mea Maria. Eu și din dragoste sentimental îmi place să îl țin în brațe. Și repetam. Dar nu cu un glas foarte, foarte mare, mai marcat.
Este, este alt sentiment să simți că, iată, cânti pentru copilul tău, nu știu ce, ce sentimente te-a încercat pentru prima oară când ți-ai dat seama că îi cânti propriului tău copil? Uite, foarte mulți oameni spun, inclusiv și regizorul principal de la opera comică pentru copii, sigur îl știi, domnul Cristian Mihăilescu, ne-a spus că copiii mici nu mint niciodată. Ah, de la o vârstă încep și ei. Din cam păcate, pe de la 2 ani, așa, da. Așa de devreme. Da, din păcate, da. Mersi pentru acest vaccin. Copiii foarte mici nu mint niciodată. Când eu cânt acasă, când îmi face o băiță, când ca să se liniștească, uneori nici nu trebuie să fac efort să găsesc versuri. Uneori mai cântă la 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 și el zâmbește. Fața lui se luminează și este o bucurie unică. Sigur, de când am meseria asta, am mai avut concert, spectacole și am simțit și din public acea bucurie, acea trăire împreună cu noi, mai mulți artiști pe scenă, dar copilul tău propriu este altceva. Este unic. Mm-hmm. Da, așa este, pot să-ți confirm. E un sentiment pe care nu-l trăiești cu absolut nimeni altcineva. Dar iată că ați ales un nume românesc pentru el. Sau are și are două nume copilul? Da, are un nume românesc și un nume chinezesc. Numele românesc este Matei și numele în chineză este Tianxin. Care înseamnă... Matei. Exact, Matei. Tianxin înseamnă un soare nou. Adică soare care o să apară mâine și poi mâine. Deci speranță, v-ați gândit la speranță, nu? Așa. Cam așa. Da. Tianxin? Tianxin. Da, Tianxin. Te salutăm, o salutăm și pe Maria. E frumos, uite, voi ați ajuns așa cumva la un numitor comun. Ați pus și un nume românesc și un nume chinezesc și chiar aș fi curioasă să aflu, ați avut la început provocări în relația aceasta voastră pentru că veniți din culturi diferite, ați fost crescuți în mod diferit. Cât de greu v-a fost la început? Foarte greu nu a fost. Asta este o veste bună, pentru că eu am venit în România când aveam 16 ani. Atunci, pentru mine, multe chestii sunt noi, sunt foarte multe noutăți, chestiile pe care nu le-am auzit niciodată, nu le-am văzut niciodată. Bănuiesc că pentru copilăria Mariei este la fel. Dar uite cum a aranjat Dumnezeu, în primul rând, de la 16 ani până să o cunosc eu, m-am adaptat cât de cât. Nu pot să zic că am devenit un român, nu pot să zic că nu greșesc la română, dar m-am adaptat mai mult. Și ea, la fel, exact așa cum a aranjat Dumnezeu, a fost în China, înainte să ne cunoaștem. A lucrat acolo. A văzut și ea cât timp, nu deosebit de mult acolo, a văzut chestii noi, a înțeles cum sunt chestii la chinezi, la care nu prea le vede în România și când ne-am cunoscut, există deja o frecvență, o frecvență comună, o frecvență în care putem să vorbim, să ne comunicăm, să nu fie foarte dificil și ea dorește și când are timp, știi foarte bine, cu un copil nou, timpul este critic. Nu prea are timp, așa. Da. Mai învață chineză și datorită ei, româna mea te vine mai corectă și tot așa. Și cum Matei vorbiți atât în română cât și în chineză? Trebuie să recunosc mai mult în română. Este din obișnuință. Da, 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 da. Dar plănuiți pe viitor, mă gândesc să-l învățați și chineza. Da, da, da. Pentru că dacă tot tatăl lui este chinez, să nu pierdem partea asta de cultură, limba chineză, scrisul, vorbit, da. Și câte cultură, istorie, da. Să știe el acea
acea jumătate de sânge din China. E foarte frumos, chiar aș fi curioasă mai apoi să vedem și după ce a apărut copilul, dacă au fost ceva diferențe de creșterea copilului. Asta este iar foarte important de știut, pentru că, după cum bine știm, cele mai mari probleme, am putea să zicem, apar după ce apare un copil în viața unui cuplu intercultural, pentru că mama sau tatăl vrea să-și crească acel copil într-un anumit mod, în modul în care a fost crescut, și celălalt vrea în modul în care a fost crescut. Și atunci apar tot felul de divergențe. Da, de la planuri mari și la chestii foarte, foarte, foarte mărunte. Când să-i dăm lapte de vacă? Când începem cu ouă? Când începem cu carne? Și până la planuri mari. Bine, acum, într-adevăr, el are 11 luni. Dar eu sunt un om care, când avea, cred că, 6-7 ani, și eu mă uit în București câte grădinițe sunt, dacă aici este bună, acolo nu este bună. Fac un plan foarte departe. Subliniez pentru toate cuplurile tinere și oamenii încă nu s-au cuplat. Comunicare. Comunicare este bază. Comunicare ajută foarte mult. Cu toată calmitatea și cu siguranță se întâmplă, recunoaștem și la cuplurile de români, se întâmplă foarte mari contradicții. Așa este, perfect, bine. Ai vrut să zic, contradicții, da. În aceeași țară, sunt din același oraș, dar părinții fiecăruia sunt diferiți. Educație de familie, educație școlară, oamenii care am fost apropiați lângă au fost diferiți. Și la românii vedem atâtea diferențe între un cuplu, între acel el și acea ea, și adeseori nu ajung la un acord și de aici încep multe, multe, multe. Dar, repet, comunicarea este foarte importantă. Deci comunicarea este cheia, ai putea să spui, fie că vine vorba de diferențe, de provocări și așa mai departe. Până a continua conversația noastră, iată că ai primit o întrebare de la Adriana Dumitrescu. Apropo, dacă vă întrebați, poate ne urmăriți pentru prima oară, unde puteți să scrieți și voi întrebările voastre, intrați pe Facebook, A7 TV, în live, și acolo puteți să scrieți întrebările voastre. Eu sunt conectată aici și mă uit să văd ceea ce ne scrieți. Adriana Dumitrescu te întreabă așa: care sunt cele mai mari provocări pentru un străin când vine în România? Ce îl deranjează cel mai mult? Deranj n-aș spune, pentru că, în primul rând, limba română. Nu toți românii vorbesc engleză, dar poate unii vorbesc alte limbi străine, dar acel străin tocmai nu știe acea limbă străină. Când am venit în România, țin minte primul șoc, pot să spun, dar n-a fost un șoc mare, este la noi, este normal să dai flori cu cifra 2, 6, la 4 la noi nu este un număr cu noroc, 6, 8, 10. Deci număr, da, cu soț. Da. Iar acel șoc este când am aflat în România, se dă la oamenii care trăiesc 3, 5, 7, 9 și așa mai departe. Uite, aici este o diferență. Te-ai dus cumva la Maria cu 2 sau 4 flori și s-a uitat mai ciudat și așa ai aflat? Doamne ferește, nu. Nu, deci nu. Ai aflat de dinainte de această tradiție și așa este. Nu. Da, iată cât de important este chiar și când mergem în China, dacă tot întreba și Adriana. Știu că și acolo sunt anumite reguli, anumite cutume, cum este la noi. Nu știu exact cum... Da. Uite, mi-am adus aminte de alt exemplu. Când oamenii devin prieteni, nu la străini sau oamenii care nu prea se cunosc, la masă, fie dreptunghi, pătrat sau rotund, noi dovedim prietenia noastră prin un gest, să spun, știi că la noi, în primul rând, nu se mănâncă felul. Felul tău și felul meu. Da. Scuze. Poate ai
garnitura ta, uh-huh, și există dișuri diferite, cu carne, cu legume. E, noi dovedim prietenia noastră să-ți pun în farfurie o bucată de carne, o bucată de legume. Aici nu există. Și cred că în orice țară din vest, Europa, nu, din vest și America, nu este acest gest. Dar uite că la noi este. Da, ce mai putem să știm? Nu știu, știu că seniorii la voi beneficiază de un anumit respect. Bine și la noi, dar la voi este arătat mult mai mult. Cum vă adresați seniorilor, oamenilor mai în vârstă? Da, la noi sunt și multe reguli, dar vin de la tradiție. Uh-huh. De exemplu, într-o familie, nu, într-o întâlnire mare, uh-huh, de familie, cu bunici, cu mătuși și cu verișori și o întâlnire mare, primul care se așează la masă este cel mai bătrân. Ei sunt considerați cei mai importanți. E un respect pentru ei. Da. Deci, dacă mergem în China, să nu cumva să ne așezăm primii la masă. Asta este, doar dacă suntem cei mai în vârstă. Este prima regulă, să stăm și să așteptăm, nu? Cam așa, cam așa. În cazul nostru, nu știu cine ar fi trebuit să se așeze primul aici. Aici pot să te invite pe tine pentru că, aha, ești doamnă. A, deci se poate, se practică și așa. Și așa, da. Bine. Iată, ne salută și Claudia Bocșaru. Bună seara, bună seara, Claudia. Ea a fost invitata noastră de aseară. Ne bucurăm că ne urmărești și în această seară. De asemenea, sperăm că ți-a plăcut aici la alături de tine și cred că ți-a plăcut dacă ai revenit să urmărești și pe cine mai avem invitat. Vorbeam de schimbările astea pe care trebuie poate să le facem uneori. Oricum trebuie să facem, chiar dacă suntem și un cuplu de români, după ce ne căsătorim, anumite schimbări. Cred că mai multe schimbări trebuie făcute, sau poate că mă înșel, atunci când vine vorba de un cuplu intercultural. Sau nu e așa? Tu îmi vei spune. Așa este. Uh-huh. Cum am zis mai devreme, de la planuri foarte mari până la lucruri foarte mărunte. Dacă poți să dai câteva exemple ca să... Păi un exemplu ar fi, de exemplu, tu erai obișnuit să ieși din casă fără să dai socoteală nimănui, da? Fără să spui nimic, zic așa, un exemplu. Mai apoi, după ce te-ai căsătorit, normal că trebuie să-i spui nevestei, da? Hei, draga mea, plec, ne vedem la ora nu știu care. Trebuie să te obișnuiești cu acest obicei, pentru că așa îi se pare o formă de respect și așa îi se pare normal. Ar mai fi un exemplu, poate că tu erai obișnuit, după ce mănânci, să-ți pui vasele undeva în chiuvetă și să le lași acolo până seara. Dar alte persoane sunt obișnuite să le spere imediat după ce au mâncat. Nu știu cum a fost la voi. Da, bine că asta, spălată vase, este un exemplu foarte bun, doar că nu mi-aduceam aminte. Și eu pot să spăl vase cu mâini și ea la fel, dar eu adeseori insist să le spălăm cu mașina de spălat vase, poate parțial pentru lenea, dar eu mereu am zis că mâinile noastre nu rezistă nici în apă de 50 de grade, dar în acel aparat se spală cu 65 sau chiar 70. Mi se pare că dezinfectează mai bine și uite așa. Mai ales în perioada asta, toată lumea vorbește despre dezinfectare. Deci, aici, uite, este în primul rând, important este comunicare și am ajuns la un acord. Când avem vasele foarte puțin murdare, da, le spălăm cu mâini. Uh-huh. Și dacă au fost și ulei și sos și condimente, atunci le punem în mașina de spălat vase. Deci, iată, tu ne-ai dat o idee, Frank, să-ți spun. Poate că sunt multe neveste care își doresc în această perioadă sau își doresc de ceva timp o mașină de spălat vase. Și atunci au găsit, măi, se dezinfectează impecabil, chiar ai spus. Se spală extraordinar. Cu mâinile nu putem spăla atât de bine, nu putem dezinfecta așa bine și iată ce idee le-ai dat tu nevestelor de acasă ca să negocieze. Cu mare drag. Mai dă-ne astfel de idei, cine știe, poate că mai reușim să obținem anumite lucruri pe care le dorim acasă. Uite, acum facem
un apartament nou, care nu este departe de voi, este în zona 13 septembrie. Înainte să o cunosc pe Maria, aveam un apartament foarte mic în zona Ciulești, ca să fie aproape de opera comică pentru copii. Fiindcă eram singur, am făcut numai după plăcerea mea și de capul meu. Acum ești într-o viață de cuplu și un copil, da, chiar și cu un copil. Deci când luăm o mobilă, ne gândim, hai să fie fără sticlă, să fie fără geamuri, să fie mai safe. Și am zis și mai devreme, un acord sau plăcerea pentru culori. La fiecare om este unic, indiferent din ce țară ești. Aici am văzut eu o bucătărie, ei nu i-a plăcut, a văzut ea, eu n-am vrut, dar, slavă Domnului, am ajuns la un acord la, cred că, toate mobilele și fără să ne certăm. Ia uzi, asta este foarte important. Deci ați ajuns cumva la numitorul comun. Da, de exemplu, ea, cine nu are 1,90 m nu își dă seama că uneori ne lovim capul, uneori când într-o baie, într-o toaletă, vreau să mă uit la freză, trebuie să mă aplec, pentru că locul respectiv au pus o oglindă foarte jos. Și uite, și ea a înțeles acest lucru, o să avem oglindă și bucătărie pus și părțile foarte sus să ajung eu și părțile unde să ajungă ea ușor. Mi se pare, am ajuns acord chiar de lăudat. Da, este de lăudat și uite acum că tot ți-ai spus înălțimea, cred că toată lumea te întreabă cum de că tu ești așa de înalt și ești chinez. Da, am fost întrebat de asta, cred că de sute de ori, cel sunt puțin. Sunt convinsă. Da, genetică contează. Eu am înțeles și am analizat cu mai mulți oameni, poate din partea mamei mamei și tatăl mamei, tot pe linia aia, avem, nu știu cât la sută, mi-ar plăcea să-mi fac cândva un test de ADN, ci că avem un cât ADN din Mongolia. Da. Ia uzi, asta este foarte interesant. Se pare că, de fapt, voi aveți mult mai multe culturi decât ceea ce vedem noi. Ne gândeam că există doar tenta aceasta de român și de chinez, dar dacă stăm puțin și luăm... Da, în 2018 am fost în China și am participat la un concurs de cântat unde sunt chinezi, dar din toată lumea. Eu prezentam România. Am cunoscut un chinez, am devenit prieteni, el este chinez din Australia, dar el este mongol. Și noi ne-am povestit despre familie, numele, de unde suntem și el mi-a zis, fii atent, de la numele familiei mamei și cu câteva specialități, cu înălțime, cu țesătură de față, și multe alte chestii, este posibil să aveți sânge din Mongolia. Am zis, nu e rău, dar mi-ar plăcea să fac cândva un test de ADN. Nu este imposibil și poate că vei reuși chiar mai repede decât te gândești. Este frumos să știi, să ai și arborele genealogic și să știi de unde provii. Spune foarte multe despre tine ca om, despre familie. Este așa, un sentiment aparte. Iată că te mai întreabă Adriana Dumitrescu și spune, cred că este o mare oportunitate pentru copii să fie multiculturali. Este o oportunitate din mai multe puncte de vedere. Mă gândesc că prima oportunitate ar fi aceea că învață două limbi din start. Așa este. Uite, mama, în afară de anumite limbi mai speciale, mama, acest cuvânt, cred că este foarte universal. Română este mamă, la noi este mama. Deci când Matei a început să încearcă să ne strige, a zis mamă, care este universal. Și frumos și universal. Dar eu cred că atunci când mă strigă pe mine, spune în chineză.
papa. Eu încă nu l-am auzit niciodată tată. Încă n-a pronunțat, nu țin minte dacă a pronunțat vreodată tată. Dar în chineză, tată, noi spunem papa. Dar a zis baba. Și de unde știi când te strigă pe tine sau când vrea mâncare? Nu-mi dau seama încă. Mai prins, că-i papa, da? Nu, trebuie să te gândești de două ori să vezi papa pe mine sau mâncarea. Da, da, da. Dar uite că odată și în cadă, când m-a văzut, a zis asta. Ah. Deci e posibil să... Nu? Da, e foarte frumos, într-adevăr, și de altfel contează și voi mult în familie. Cum vă strigați voi doi, tu, soț, soție, spun din experiență, pentru că cel mic pe noi ne strigă baby. Da, așa e. Uite, când eu vin la muncă și Maria m-a văzut și îi spune lui Bebe că am venit și spune, a venit papa. A, deci vezi? De aici... Da. Vezi, uite că s-a descoperit de unde, de fapt pe tine te strigă, înseamnă dacă spune că a venit, dacă spune papa și voi vorbiți între voi ca și cum tata e papa, este evident. Deci dacă îți dorești să spună tata și în română, trebuie să o rogi pe Maria să te strige și tata sau să spună a venit tata. Da, așa este. Învățăm încetul cu încetul, toate pe parcurs. Avem și noi câteva întrebări centralizate și aș vrea să trecem la prima întrebare pe care o avem pentru tine, care vine de la Dana. Și Dana întreabă așa, dacă suntem de religii diferite, cum decidem ce religie va urma copilul nostru? Da, este o întrebare delicată și importantă. Pentru... Ca să zic așa, tradiție din România și Maria este ortodox, eu sunt creștin. Este o creștin, tradiție... Scuze că te întrerup, dar creștin fără nicio denominațiune sau că practic aici în România se spune creștin ortodox, deci tot și ei... Știu, da. Eu acum sunt creștin, eu pot să spun cel mai corect eu cu mine și să mă simt cel mai impact. Eu sunt creștin cu Dumnezeu și cu Biblie. Cel mai frumos și cel mai corect răspuns. Nu ne trebuie un nume ca să avem o credință. Da, așa deocamdată mă simt cel mai bine și, cum am zis, cel mai împăcat. Mi se pare este foarte interesant și foarte frumos să facem o slujbă la creștin ortodox pentru Matei, când este mic și eventual o petrecere, dar cu siguranță în anul viitor. Când el crește mai mare, dacă dorește să rămână acolo, eu știu că biserica ortodox creștin este o biserică cu profunzime știință și cultură. Dacă vrea să rămână acolo, este ok. Dacă vrea să fie la altă biserică, este ok. Eu personal, în inima mea, țin, să nu mint, țin mai mult la creștini. Dacă cumva se întâmplă că dorește să fie în altă religie, deci nu vorbim de altă biserică, de altă religie, vom discuta. Nu spun nu de la început. Eu cred că asta este un... avantaj, un plus la părinții în generația asta. Când auzim o părere diferită, majoritatea, dar nu toți, nu spunem nu la prima secundă. Ci se mai negociază așa puțin. Da. Dar tu ai discutat, uite, ai discutat cu Maria înainte de a te căsători sau după, ați discutat aceste aspecte? Pentru că sunt mulți care nu discută lucrurile acestea, care sunt destul de importante. Și apoi când se află în fața faptului împlinit, se provoacă un scandal foarte mare și, din păcate, uneori și despărțiri. Și cu tristețe o spun. Pentru că poate el nu a fost de acord, iată, să se facă slujbă într-o anumită biserică și așa. Și este o ceartă enorm de mare și nu s-a rezolvat absolut nimic. Da, am auzit și eu. Și există cazuri foarte multe, cred că și lângă tine și lângă mine. Pentru mine... Mi se pare certurile astea sunt inutile, neimportante, în fața dragostei. Nu știu dacă să zic din păcate sau fără din păcate. Un lucru real, în lumea asta există foarte multe biserici creștine.
cele tradiționale și curțile creștine și eventual sunt și secte, secte legale, dar sunt mai anormale, uh-huh. să zic așa. Mie personal îmi place să spun mereu și așa mă gândesc, Dumnezeu este peste orice biserică. Dumnezeu este peste creierul omenirii, să zic așa. Noi ne gândim la lucrul, la lucruri și la Dumnezeu și la credință cu creierul nostru. Uh-huh. Este normal, este și normal medical. Noi nu putem să ne gândim ca Dumnezeu. Dar aceste, cum să zic, aceste limite uneori ne împiedică, ne micșorează capacitatea de a iubi. Și atunci apar certuri. Mie îmi place foarte mult să pun iubirea în fața de orice. Uh-huh. Și să evit întotdeauna certuri la punctul ăsta. Și eu cred că până acum am și reușit. Da, așa este. Iată cât de important este să ne știm prioritățile și să știm ce este valoros pentru noi. Și după cum ai spus și tu, dacă ajungem să punem iubirea pe primul loc și lăsăm iubirea să decidă cumva și să vorbească în locul nostru, de multe ori multe conflicte și certuri pur și simplu s-ar disipa, nici nu s-ar mai agrava, ar dispărea în neant și problemele s-ar rezolva câteodată de la sine. Pentru că dacă tu lași de la tine, ea lasă de la ea, fiecare lasă câte puțin și se ajunge acolo unde trebuie. Foarte corect, foarte corect. Și cum ai zis, astea sunt certuri într-un cuplu, mai multe cupluri, din păcate. Dar de când există pământul, de când există oameni până în ziua de astăzi, s-au întâmplat atâtea războaie pentru biserici diferite, pentru religii diferite. Dacă analizăm la rece, eu chiar nu cred că Dumnezeu s-ar bucura pentru aceste războaie. Da, într-adevăr, dar multe lucruri le iscăm noi din orgoliul nostru, din mândria noastră, niște trăsături ale omului care aduc mult rău. Mult rău în viață, în societate, în familie și ar fi bine uneori să stăm să gândim lucrurile așa cum trebuie. Așa e. Eva Caraxoni zice așa, foarte frumos spus, Dumnezeu este mai mare decât toate culturile și iubirea învinge totul. Chiar că, chiar. Ce frumos a spus. Emi ne spune bună seara, bună seara Emi. Steluța Sfetcu ne spune bună seara, bună seara Steluța, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așteptăm de asemenea comentariile voastre în live-ul de pe Facebook. După cum spuneam, intrați pe Facebook A7 TV și acolo lăsați comentariile voastre. Fie că aveți o întrebare pentru noi, fie că doriți să ne, poate să ne spuneți experiența voastră. Poate că faceți parte dintr-un cuplu intercultural, adică el este de o altă cultură, ea este de o altă cultură sau de, fie că vorbim de multe diferențe într-un cuplu, este foarte important să aflăm cum ați făcut față și care sunt modalitățile pe care voi le-ați aplicat în cuplul vostru. Hai să mergem și la a doua întrebare centralizată. Sigur. A doua întrebare vine de la Ionela și Ionela întreabă așa, cum să le explicăm părinților că ne iubim? Ei nu sunt de acord cu relația noastră pentru că facem parte din culturi total diferite. Wow. Nu sunt așa de expert să explic. Eu nu am studii de facultate, să zic așa, că eu știu că există studii speciale pentru întrebarea ei. Eu pot să spun pentru cât am învățat și din cât și ce am trăit. Cum să le explicăm sau cum să dovedim? Nu cred că este necesar gesturi foarte mari. Adeseori, eu mă consider un om care este atent. Uh-huh. Adeseori.
dovedire de iubire, mereu interpretează la lucrurile mărunte. Și uneori chiar o privire, un zâmbet, o întrebare. Nu trebuie să fie gesturi că, vai, dar în viața noastră, mai ales o căsnicie reușită, cum ai tu și cum am eu, nu facem în fiecare zi ce au făcut Romeo și Julieta și ce au făcut Jack and Rose din Titanic. Astea nu se întâmplă în fiecare zi. Aici eu am simțit din ce a întrebat că Ionela a întrebat. Ionela, da, ea avea este, este chiar într-o suferință, într-o confuzie. Părerea mea este, în primul rând, să avem încredere în Dumnezeu, să ne rugăm non-stop în felul nostru, acel fel cum știm noi, cum suntem noi împăcați să ne rugăm. Și cum am zis, nu trebuie gesturi mare, tam-tam, uneori chestii mărunte sunt suficiente să dovediți. Iată cât de important ai spus tu și mereu te întorci la credință și asta îți mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult și data trecută când ai fost aici în emisiune și acum, pentru că toate lucrurile până la urmă sunt conectate și legate și de acest aspect. Dacă părinții nu acceptă o relație interculturală și chiar, uite, un exemplu concret, știu, săptămâna trecută am aflat și eu de un cuplu din Statele Unite, niște prieteni de familie, el este de altă culoare, ea este româncă și tatăl a zis că nu se duce la nuntă, adică în halul acela să fie. Mi se pare foarte dureros atât pentru copii, în primul rând pentru copii, dar e și o durere a părinților. Trebuie să ai multă amărăciune și resentimente în inimă astfel încât să afirm că nu mergi la nunta copiilor și nu numai că nu mergi, dar oricine va merge va fi dușman pentru toată viața cu părinții. Ai zis mai devreme un cuvânt și m-am tot gândit, două cuvinte de fapt, orgoliu și mândrie. Nu vreau să judec și nu vreau să analizez, dar poate acel tată care a zis asta și Dumnezeu știe din asta că eu nu merg la nuntă, dacă faceți nuntă, câtă la sută ați zis din orgoliu? Este o întrebare. Poate în mintea noastră fiecare are un procent diferit, dar eu de cuvântul ăsta mi-am adus aminte. Ar fi o minciună să spun că de când o cunosc pe soția mea, Maria, nu am avut contradicții, am avut idei diferite. Pornit de la de unde m-am născut și am avut o copilărie și toată educația de chinezi și ea din partea românească. Dar totul ne întoarcem la comunicare și să păstrăm calmitate, credința la Dumnezeu să nu lipsească și eu pot să spun și nu cred că mă înșel, noi nu ne-am certat niciodată. Pentru mine, ce înseamnă ceartă? Că deja am ajuns la cuvintele jignitoare și chiar înjurături. De când ne-am căsătorit în 2019 iulie până acum, nu ne-am certat în felul ăsta. Ca să nu spun că și în serial, în film și uneori la vecini, la telefon, oameni de pe stradă, am văzut și am auzit cum reușesc să se certe câteva cupluri cu cuvintele foarte josnice, dureroase și chiar nu rezolvă nici 0,1%. Din contră strică. Absolut, absolut.
Dar oare crezi că acest aspect ține într-un fel și de cultura din care tu provii? Pentru că acum, din ce am văzut eu, nu am fost niciodată, dar chinezii par extrem de respectuoși și de altfel nu-și permit poate asemenea lucruri. Ori poate că la noi, la românii, de asta, cine știe, cred că în 80% din cupluri la un moment dat se cam jignesc partenerii. Crezi că ajută cultura în acest caz? Este posibil, este posibil. Din tradiția noastră, poate este și această tradiție, această lecție pentru caracter, avem din religia din Asia, religia din China. Nu sunt eu expert, dar la noi, modestie, uite, pot să spun că filozofia Confucius nu este nicio, nu este nicio religie, este doar fix lecții, lecții pentru viață. Este și un serial. Lecții pentru viață. Cum să fii, cum să trăiești. O propoziție foarte, chiar foarte banală, se spune, acum eu traduc în română. Când mergi cu două persoane, cu siguranță ai de învățat de la ei. Uite, o propoziție simplă despre modestie. Și cum voiam să zic, n-am încheiat ideea aceea, este eu cu Maria am avut contradicții, idei diferite, cum privesc, rezolv cu obișnuința din caracterul meu și ea cu felul ei. Dar cum am ajuns să nu ne certăm, este amândoi, nu doar unul dintre cuplu, amândoi să ne lăsăm de mândrie, de orgoliu, pentru că dacă nu micșorezi acele lucruri și recunoaștem, acele lucruri sunt foarte ușoare să fie crescute. Poate poți să ajungă la o măsură imensă. Și te uiți când conduci. Am văzut o postare. Nu mi-a fost ușor să citesc. Ok, da. Să nu devin emoționat. Oamenii din trafic, chiar acum câteva zile vorbeam cu Maria și cu colegii mei. Oamenii, ok, străzile din București sunt cum sunt. Nu este o condiție ușoară. Și cum se întâmplă să fie două mașini, dar două benzi devine o bandă. Eu am zis ca o jumătate de glumă, dacă trece el înainte, dacă trece el primul, el trăiește mai mult. Dacă acea persoană trece după el, moare imediat. Astea, în afară de grabă, eu cred că 90% este din orgoliu și mândrie. Dar cum să las eu? Cum să mă las? Cum să mă las eu mai încet? S-a băgat în fața mea. Da, cum se poate? Exact. Da. Deci, cuvinte de cheie sunt puține. Credință la Dumnezeu și mai puțin orgoliu și mândrie. Iar într-o familie, și cu copii, și cu părinți, și soț-soție, comunicare și comunicare. Îmi plac aceste cuvinte cheie, să știi. Iată și Dorica Miclea îți transmite așa: bună seara, felicitări pentru emisiune, felicitări baritonului Fang Shuang, un om deosebit și un artist minunat. O salut pe această drăguță doamnă. Mereu, pot să spun, este un dânsa, este un mare fan, cu tot respectul meu, dacă nu mă înșel, este din Timișoara. Nu ne-am văzut nicio singură dată în viață, dar sunt convins că mă iubește foarte mult, o iubește și pe Maria și foarte mult pe Matei. Deci o salutăm și aici. Și Steluța Svetcu ne spune bună seara. Bună seara, Steluța. Cred că am mai citit odată salutul tău. Iată, dragilor, mă uitam acum și mă gândeam ce repede a trecut timpul, 45 de minute și noi am povestit aici așa, mai avem o întrebare centralizată. Sigur. Și aș vrea să răspundem și la aceasta. A treia întrebare sună așa: cum stabilim unde ne petrecem vacanța? În țara cui? Acum nu este foarte greu să răspund.
mai ales în ziua de astăzi, că din 2018 n-am mai fost în China. Ok, cum calculez? În 2018, în primul rând, n-am cunoscut-o pe Maria și eu m-am gândit și tot drumul din România să schimbi avionul, fie la Frankfurt, fie la Amsterdam, când am fost, și în China, durează o zi integrală doar să acest drum. Atunci nu mă întorc chiar în fiecare an, dacă aici trăiam cu părinți. Ok, și am cunoscut-o pe ea. Și în 2019 ne-am ocupat de cununia civilă și iată, în decembrie a și venit un noul membru. Am avut acest plan, dar nu e o stabilire, să ne întoarcem, poate fără Matei, eu cu ea în China. Deci, în ce țară nu este greu de decis. Dorim să mergem în China. Iar anul acesta, așa a fost să fie, este imposibil. Nici nu știm cum o să fie situația în 2021, cum unii glumesc, dacă, Doamne ferește, 2020 să fie doar un thriller pentru 2021. Aola. Sperăm că nu. Că... Și eu sper. Deși, analizând, nu știu ce să zic, și eu mai am văzut tot felul de filmulețe, cum își cară bagajele cineva și zice, am plecat din 2020, nu-mi place, nu? Da. Și în rest, amândora ne place la mare, la munte, iubim aer curat. Sunt convins că toți, aproape toți bucureștienii o să spună asta. Da. Când avem șansă, uite, recent am prins câteva zile libere. Nu era o vreme prietenoasă, se vede și pe Facebook-ul meu personală. O pădure din județul Argeș, o zonă nedezvoltată, drumul a fost asfalt și de la un moment dat nici asfalt nu mai era, dar aerul și culorile vopsite direct de la Dumnezeu la pădure, munte, a fost foarte, foarte frumos și ne-am bucurat. Uite, în perioada asta, cu condiții pe care le avem, ne-am bucurat, ne-am distrat foarte bine. Deci se poate. Important este să ajungem la un comun acord, mai ales dacă suntem în cuplu, unde mergem să-i placă și lui și ei, eventual și copilului, dacă este un copil. Dacă e cazul vostru, uite, să fie de acord, Maria, să mergeți și în China, pentru că este foarte important acest aspect. În România deja sunteți, nu mai e vorba că trebuie vizitat, dar e tare important să fie de acord partenerul de viață să vizitați la un moment dat, să mergeți de acolo de unde e celălalt. Absolut, absolut, de acord. Uite ce vreau să te întreb eu pe tine, înainte de a mai citi câteva comentarii. Mai apoi vreau să te întreb ceva. Luminița Boca spune bună seara, felicitări, bună seara Luminița, mulțumim. Dorica Micleaț spune, vă salut și eu cu drag, admirație și respect întregii familii. Mulțumim, mulțumim mult. Și Raveca ne spune, frumos, foarte frumos, Domnul Iisus să binecuvinteze această familie. Da, smerenia merge înaintea slavei. Oameni deosebiți, fiți binecuvântați cu toții. Cât de frumos spus. Foarte, foarte frumos. Adevărul este că în ziua de astăzi rar mai întâlnim oameni modești și smeriți. Foarte rar. Da, și când întâlnim ar trebui să apreciem această calitate. Ziceam că vreau să te întreb ceva. Tu mai ai, tu o să ne cânti imediat ceva și mai apoi noi o să vorbim despre Black Friday. Nu știu dacă ai ceva planificat în această seară. Trebuie să ajungi repede acasă? Acasă, da, la cumpărături nu. Deci nu, dacă mai poți să stai până la 8:40 cu noi. Da, sigur, da? Sigur. Deci o să rămâi alături de noi, să vorbim și de Black Friday după ce o să cânți, o să-l avem și pe Valentin Nedelcu și povestim puțin despre tot ceea ce se întâmplă. Da. Ce da. Zici? Cum vrei tu? Sigur, sigur. Îți las ție la dispoziție. Dacă zici că nu vreau și vreau să vorbim doar 10 minute de Black Friday și după aia mă grăbesc, trebuie să ajung, pentru că vezi, magazinele închid la 21. Te anunț, am aflat și eu aseară. Dacă ai undeva, trebuie să ajungi să cumperi ceva.
Poate, dacă nu mă înșel, un lucru foarte banal pentru viață, cred că nu mai avem ouă. Aș dori să cumpărăm ouă. Da, putem să vorbim un pic despre Black Friday, înainte sau după cântată, cum vrei tu. Bine, deci facem așa. Povestim puțin despre Black Friday, mai apoi cânți și apoi ne luăm la revedere de la tine și sigur, vorbim cu Valentin, sigur. Da? Că nu vreau, Maria, nu vreau să mă cerți după aia să vezi că nu a venit cu cumpărăturile făcute, Frank. Nu e vina mea. Da, în primul rând, eu nu sunt prezentator, dar eu am o întrebare. Ție cum ți se par cuvintele astea, Black Friday, vinerea neagră, motamă în român? Dacă ar fi să te gândești, sună ceva sumbru, nu sună ceva fericit, wow, abia aștept reduceri sau eu nu știu cu ce a fost, de unde până unde a fost această asociere. Știi tu, ai mai multe informații despre asta? Eu sper să fie doar o coincidență sau nu. Black Friday, vinerea neagră, din știința mea, informațiile mele, acum 2000 și ceva de ani, Iisus a fost pe cruce, a fost pus pe cruce într-o zi de vineri, dacă nu mă înșel, și a înviat duminică. Așa este, nu? Dacă ne luăm, depinde după ce calendar te iei, știi? Trebuie să vezi. Dar da, cred că este valid și această dată. A fost Vinerea Mare. Avem Vinerea Mare, de altfel, la care îi spunem. Da, da, da. Chiar așa avem Vinerea Mare. Nu știu dacă o fi o coincidență sau nu. Crezi că este o legătură? Eu cred că este o legătură, pentru că sau nu, ce este ușor pentru oameni, să luăm așa, mai light, da, să zic așa. De luni până vineri, timpul zilei, cum au majoritatea oamenilor program de muncă se termină vineri. Și unii doresc la un bar, restaurant, o piesă de teatru când erau teatrele deschise. Și poate aici vinerea neagră, Black Friday, să fie o distracție pentru oamenii care doresc să facă cumpărături, dar n-au avut timp, să zicem așa, n-au avut deloc timp de luni până joi. Atunci, Friday, vineri, e de înțeles, dar de ce să fie black? De ce să fie neagră? Da, e o întrebare foarte bună, de ce îi spune Black. Nu știu, sincer, nu am stat să cercetez foarte bine acest aspect. Chiar aș fi... O să citesc despre asta, m-ai pus pe gânduri, chiar și eu sunt curioasă de ce îi spune Black. Dar ție cum ți se par reducerile reale sau sunt doar făcute așa de dragul de a fi făcute sau poate că înainte sunt crescute prețurile și mai apoi prețurile sunt scăzute? Nu de la cap până coadă, ci de la coadă până la cap este deja răspuns pentru ce ai zis tu, ultima propoziție, de la Facebook sau alte aplicații de automedia deja există un semn ca o steluță, ca o explozie și prețul, ultimul preț. Dau un exemplu. Ultimul preț valabil doar astăzi, 500 de lei. Și acel om a ridicat. Știi că prețul hârtiei este prins într-un plastic? Da. În dosăriere? Nu știu dacă am zis bine. Depinde, da. Este prins, este în dosăriat, vrei să spui să ce se da? În dosăriat. Dar este foarte mic. Și a luat hârtie și era prețul vechi. Era același preț. Aha, deci a fost făcută o reducere de 0%. Cam așa. De 0%. În schimb, recunosc, dar uite, le-am găsit și când nu erau perioada de Black Friday, la cumpărături, cred că nu ar fi bine să spunem numele magazinelor. Nu spunem unde. Am avut de, nu mă înșel, de 3-4 ori noroc, dar eu nu prea cred în noroc, așa a fost să fie,
era o haină cu calitate, o anumită firmă, dar eu nu caut fize, dar să fie cu calitate. Să fie de calitate, să da. Țină, da. Era ultima bucată, era potrivită pentru mărimea mea și pentru că era ultima bucată, a fost cu mare reducere. Deci așa a fost să fie, spun eu, a fost special pregătită pentru tine. Așa am mai pățit și eu și spun, mereu zic, mulțumesc, Doamne, știu că ai fost tu când am cumpărat ceva foarte ieftin. Da, și bun, și cu calitate. Da. I-am zis și eu Mariei, că, dar am zis mai ca o glumă așa, acel magazin, înainte să intru, m-au văzut la cameră. Și, au zis între ei, uite, a venit acel băiat, fiindcă e și înalt și nu știu cum, punem repede o haină de ultima bucată pe raft sau pe băț metal. Da. Și fix la haina aia am ajuns. Așa a fost să fie, să ajungi acolo. Iată că te întreabă cineva dacă în China este sărbătoare astăzi, în data de 11 noiembrie, legată de vânzări. Oare este varianta chineză pentru Black Friday? Astăzi am vorbit cu soția mea, am zis că această sărbătoare cu ghilimele, de 11-11, România a copiat din China. Deci chiar asta, chiar nu mă înșel, din China a pornit. Dar știți de ce? În 11 noiembrie există 4 de 1 și în China oamenii care nu sunt cuplați au zis că astăzi este ziua noastră, că este doar de 1. Nu există nicăieri 2. Atunci 1-1 și 1-1 a devenit ziua oamenilor singurilor. Ia, au zis, la mulți ani oameni singuri, la mulți ani. Da, și ca orice sărbătoare, piața, mall și mai departe, încearcă să prindă beneficii. Și atunci s-au legat ziua singurilor și cu mare reducere. Da, să știi că ne mai scrie ceva. Maria Fang. Așa, ne spune într-un comentariu. Te salută, Maria. Sunt curios cu emoții. Măi, Maria, dar chiar vrei să citesc în direct asta? Ce a scris? Îl ține așa pe ace, pe funk. Scrie așa, Black Friday ar mai putea avea o legătură și cu faptul că în ziua de vineri se făcea negoți cu sclavii de culoare în trecut. Eu am zis, dacă chiar vrei să citesc asta, ca să te sperii pe tine. Nu, ea a zis ceva foarte important. Deci iată ce spunea ea, ar avea legătură și cu faptul că în ziua de vineri se făcea negoți cu sclavii de culoare. Nu sună prea bine asta, începe să devină tot mai ziua de Black Friday, da? Așa e, uite, n-am discutat despre subiectul ăsta, dar mă bucur că ea este informată, are partea asta de știință, dar recunoaștem, să ignorăm la care calendar ne uităm, fie cu calendarul tradițional, Iisus a fost pe cruce într-o zi de vineri, sau asta, sclavii de culoare în ziua de vineri, Nu au fost o zi de veselie. Ca să nu mai zic de Iisus, aici e și tu întors, că asta e planul lui Dumnezeu. Ca să fie un plan reușit, trebuia ca Iisus să fie pe cruce. Dar ziua însăși, Iisus ca om cu carne și oase a murit. Dar în ziua de astăzi, Black Friday este cu reducere. Hai să abia mulți oameni, sigur nu toți, abia așteaptă să meargă la cumpărături. De ce să nu numească vineri de veselie? Vinerea, nu știu, uite, cineva scrie că este legat de traficul aglomerat după ziua recunoștinței și că dă startul vânzărilor de toamnă în Philadelphia, zice. Vezi tu că trebuie să mai citim despre asta, chiar nu știu dacă există o variantă oficială și aș fi curioasă de ce îi spune Vinerea Neagră și aș fi chiar interesată de acest subiect. Maria, ce zici? Îl punem să cânte și mai apoi îl lăsăm să meargă la cumpărături, să-i dai mesaj ce vă mai trebuie? Ce frumos că te urmărește, vezi? Iată susținere!
Mulțumesc, mulțumesc. Eu zic că cel mai bine cânți în picioare, nu-i așa? Mă gândesc că asta e modal. Pentru susținere. Da, și eu o să mă ridic și eu așa, să stau alături de tine în picioare. Vă invit și pe voi, dragi telespectatori, să vă ridicați dacă sunteți așezați, adică să ne mai destindem puțin și să-l ascultăm pe Fang, pentru că el cântă tare minunat. Eu cred că a devenit o tradiție, că și data trecută în platou am tot cântat piesa asta, România, Foaie Verde, Plopuscatul. A devenit o tradiție. Păi de să fie nu? Tradiție, că îmi place, să știi că m-a impresionat foarte mult și chiar abia aștept să te ascult. Foaie Verde, Plopuscatul. Păi Foaie Verde, Plopuscatul, plânge Ardealul și Banatul, măi, bade. Plânge Ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul, măi, Badei. Din Constanța până la Cluj și din Giurgiu până țară, lacrimi grele, găurit pământ cu ele, măi, frate, măi. Băi, noi români suntem mândri, băi, noi români suntem mândri, măi. Milioane, iar românii sunt milioane, măi, tată, măi. Superb, vreau să zic că mi se pare și foarte reale aceste versuri și cred că nu m-aș satura să ascult această melodie. Mulțumesc, înseamnă că mai vin și data viitoare. Mai vin-o și tot cu aceasta, să știi. Păstrăm aici. Mereu când vii, ai o tradiție să cânți această melodie. Mie îmi place foarte mult. Și cred că spune și un mare adevăr. Și parcă pe zi ce trece, tot mai mare devine acest adevăr. Am văzut că mai am primit câteva comentarii. Înainte să plece, aș vrea să le citim. Iată, Florin Maxim spune: bună seara, este prima dată când mă uit la 7 TV. Această emisiune îmi place foarte mult. Mulțumim, Florin. Promit că o să mă uit de acum înainte la acest post TV. Invitatul în emisiune este o persoană foarte agreabilă, foarte inteligent și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mulțumesc mult. Să ne binecuvinteze Dumnezeu. Amin pe toți. Lidia Frangopol spune: bună seara, noi suntem un cuplu dintre o moldoveancă și un puertorican. Creștem 3 copii minunați și a spune că este o căsnicie frumoasă. Iată, vezi, eu mai avem, te salutăm, Lidia, să ne spui dacă ați avut un moment în care v-a fost dificil, suntem chiar curioși să descoperim cum este un cuplu dintre o româncă și un puertorican. Dacă vrei să mai transmiți ceva, Fang, uite să rămânem în picioare, pentru că chiar simțeam nevoia, că am stat mult așezați. Tu mereu ai venit aici cu cuvinte de suflet pentru oameni. Mereu ai lăsat, din punctul meu de vedere și nu numai, și telespectatorii chiar au afirmat și ei acest lucru, ai lăsat aici așa cuvinte grele care ne-au pus mult pe gânduri. Și mi-ar plăcea foarte mult ca înainte să pleci să ne mai lași cu câteva cuvinte din acestea de ale tale. O bună întrebare și simplă întrebare.
greu de răspuns. Recunoști și tu, eu și eu recunosc și simt pe pielea mea că perioada asta, care nu este scurtă, nu este ușoară pentru mulți, către foarte mulți. Eu care iubesc scenă, nu știu ce fac în săptămâna viitoare, nu știu ce fac în luna viitoare. Aici o paranteză, că eu lucrez la opera comică pentru copii, avem o curte foarte mare, slavă Domnului, când este vreme frumoasă, chiar există asta, interzicerea cu spectacole interior, până la, cred că, începutul din noiembrie, opera comică a fost cu viață, a fost plină de viață, a fost foarte vie. Iar eu nu vreau să zic că facem în primăvară. Poate o să apară o condiție mai optimistă. Ne întoarcem după paranteză. Da. Nu este o perioadă ușoară, nu este lejeră. Este foarte important să nu pierdem credința la Dumnezeu. Ușor de spus, dar în lumea asta există multe încercări. Aceste încercări nu vin la tine și ți spun, vino cu mine, uită-l pe Dumnezeu și eu sunt mai bun, eu sunt nu știu ce și cum. Încercările din lumea asta sunt foarte șmechere. Eu am văzut cu ochii mei oamenii care au început să pună atenție la lucrurile pentru mine neimportante și au început să uite lucruri importante, chiar către foarte importante. Unii se trezesc, alții se trezesc prea târziu, se întâmplă și asta. De aceea spun, uite că am avut și un spectator care s-a uitat pentru prima oară. Indiferent de biserică, să zic așa, credința la Dumnezeu este esențial de important. De acolo, sau acolo este fundație pentru un bloc, sau este bază, rămânem oamenii buni, o doză bună de modestie, un suflet curat și așa să rămânem. Doamne ajută, Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim oameni destoinici și vrednici și oameni, după cum ai spus, iată, smeriți, să rămânem și modești. Eu îți mulțumesc mult, salutări Mariei, salutări lui Matei, te așteptăm și altă dată aici să vii la noi și te așteptăm și noua formulă, să știi, când se va putea, te așteptăm aici alături de Maria, Matei cred că e cam micuț încă. Da, poate să stea puțin și după aia, da, mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Cu mare drag, a fost o plăcere. Maria, să știi că te așteptăm și pe tine și pe Matei pentru puțin timp, mai apoi ne vedem noi cum facem ca Matei să-l ia cineva, mama, bunica, bunicul, nu? Găsim o soluție și vă vom avea aici. Da, cu siguranță. Mulțumim și îți dorim o seară cât mai minunată, Vang. Asemenea. Dragilor, vă mulțumesc și vouă. Iată că am mai văd comentariile voastre. Camelia Mia Inșpas spune felicitări, a cântat foarte frumos. Da, într-adevăr, el cântă deosebit, are o voce minunată. Vă încurajez să-l urmăriți pe Facebook. Îl găsiți Fang Shuang. Acolo mai postează toată activitatea lui. Îl găsiți și pe YouTube. Fang Shuang, vedeți melodiile pe care le cântă și de asemenea are un spectru foarte larg. Ați văzut, e un bariton extraordinar. Dragilor, am mai văzut Claudia Bocșaru, ne spune foarte frumos, felicitări, mulțumim Claudia, ne bucurăm. După cum spuneam, vrem să vorbim puțin și despre Black Friday. Am vorbit și cu Fang, după cum am văzut, despre Black Friday, am aflat părerea lui, ne-a spus și Maria, soția lui Fang, despre ce crede ea că semnifică Black Friday, dar vom avea în continuare un invitat, v-am spus, pe Valentine Delcu, care este expert în știința banilor, să zicem, este expert în tot ceea ce înseamnă financiar.
Adică se pricepe la multe lucruri la care eu nu mă pricep, să o spun cu alte cuvinte. Și a venit el de ceva timp cu o lansare pe care am lansat-o acolo în online. Și chiar și el a scris un articol și a întrebat ce este Black Friday până la urma urmelor, o păcăleală sau o oportunitate? Și în această seară îl avem alături de noi, pe Skype îl avem, dar înainte aș vrea să reiau și eu locul și vă invit și pe voi, dragilor, să reluați locul, ca să putem să-l salutăm pe Valentin. Bună seara, Valentin! Bună seara, bună seara tuturor! Cum te găsim în această seară? Foarte bine, mă găsiți la birou, la birou la mine, tocmai verificam comentariile oamenilor la acea întrebare legată de Black Friday și dacă reprezintă o oportunitate și sau o păcăleală. Foarte multe experiențe personale, interesante, o să le discutăm în seara asta, o să vă spun și din experiența mea și din ce mi-au răspuns cititorii. Să știi că și eu m-am pregătit, vreau, nu vreau, pentru această seară. Într-un fel a fost fără să vreau, pentru că acum câteva zile mi-am comandat ceva de pe... Am căzut și eu în această plasă, dar mai mult de curiozitate. Mi-am comandat ceva de pe internet, ce vedeam că tot foarte mult promovează alți influenceri. Și am zis, vreau să văd și eu despre ce este vorba, de ce sunt atât de încântați. Mi-am comandat o cutie cu produse, scria că valoarea acestei cutii este de 609 lei, dar pentru că este Black Friday, o pot achiziționa cu 149 de lei. Și am zis, cum să ratez așa ceva, nu? Am zis, de la 609 la 149 este o diferență enormă. Hai să comand. Și mi-a venit comanda. Și? Am deschis cutia. Am găsit 5 sau 6 produse, nu le-am numărat, miculuțe acolo, așa. Și am zis, am analizat, erau produse pe care eu nu le știam atât de bine. Am zis, nu se poate, cum să fie valoarea reală a cutiei de 609 lei? Mi se părea imposibil. Și am început să caut pe internet fiecare produs în parte, m-am uitat, mi-a luat ceva timp, recunosc, cred că am stat 2 ore și am pierdut 2 ore pe internet căutând valoarea fiecărui produs. Dar nu regret și nu-mi pare rău. Și am făcut print screen la fiecare produs, am făcut comparații, așa, am socotit, am calculat, cine este curios găsește la mine pe Instagram, în story, toată povestea. Am filmat-o. Găsiți la Alina Eloi Mureșan acolo toată povestea. Am calculat totul cu dovezi, am ajuns, dar asta la valoarea reală de client. Ține cont că, bineînțeles, cei care cumpără la un preț mult mai mic. Ce am găsit eu din sursele mele a fost valoarea cutiei de 190 de lei. Și tu ai luat-o cu 160? Eu am luat-o cu 149 de lei, cu 150, da. Dar... onestă de, nu știu, 20%, ceva de genul ăsta. Da, dar nu rata. Valoarea reală a cutiei era declarată de 609 lei. Aici era păcăleala, da. Aici era, că dacă îmi spunea cutia valorează 190 de lei și noi ți-o dăm cu 150, spuneam să fiți sănătoși, țineți-vă cutia. Nu? Corect, corect. Să știi că pot să trag niște concluzii în urma postării și în urma observațiilor mele de-a lungul timpului. Sunt două mari curente de gândire populare, să zic așa. Primul curent care pe mine cumva mă întristează destul de mult este acel curent de gândire care vede totul ca o țeapă păcăleală, vor să ne păcălească, e minciună. Și dau exemple de genul... Am văzut eu că, uite, au crescut prețurile, a crescut prețurile cu o lună înainte. Sau am văzut eu, și trag concluzia cumva că toți fac la fel. Da? Și abordează orice oportunitate, orice posibilitate prin acest filtru. Da? Ok, sunt păcăleli, sunt țeapă, e o prostie, mai se uită și în urmă. Black Friday, de fapt, se face la sfârșitul lunii noiembrie, nu acum când facem noi. De ce nașpa Black Friday? Black Friday vine de la nu știu ce comerț cu sclavi de acum 1000 de ani. Whatever, iarăși este nașpa și cumva rămân în chestia asta de nașpa. Ideea este că dacă tu vii cu atitudinea asta de este nașpa, păcăleală și așa mai departe, tu vei avea atitudinea asta în multiple părți ale vieții tale, da? Inclusiv acolo unde nu se aplică.
Și mai mult decât atât, vei intra în această energie, adică vei asculta oamenii care vorbesc numai de țepe, păcăleli și suntem păcăliți și așa. Vei citi articole de acest gen și cumva toată lumea ta se va transforma prin această atitudine de toată lumea vrea să mă păcălească. Deci nu există, foarte, foarte puțin încredere există în societatea din România, încredere în celelalte ființe umane, până la urmă. Da, mă uitam acum că eu am primit câteva mesaje pe Instagram, că am lansat și eu invitația asta. Mi spuneți-mi ce părere aveți despre Black Friday și dacă ați cumpărat vreodată ceva la o ofertă foarte bună sau nu. Și mă uitam că am primit un comentariu de la, nu știa de numele, dar scrie World in Harmony și scrie așa: din punctul de vedere al unui magazin supermarket, de Black Friday aici se vând lucruri de care managerul trebuia să scape ca să aducă marfă nouă. Nu este neapărat calitate proastă, dar în paranteză scrie, uneori este, dar altfel este poate un model care devenea vechi și altul mai nou trebuie adus pe raft. Facem loc în magazin. Eu am lucrat ca asistent manager la un astfel de magazin și de aceea cunosc. Da, deci este o parte de adevăr. Aceeași parte de adevăr este și că produse noi, bune, sunt oferite și la prețuri mai bune. Nu vorbesc aici de discounturi din alea fantastice. Deci oamenii cad cumva în plasă exact pe ideea asta de ok, am pus un preț foarte umflat și ai reducere 80% la el, când de fapt reducerea reală poate e de 15%. Însă atunci când vorbim de economisire, orice procent este binevenit, și 10% și 15%. Doar, nu știu, cumva noi, nouă ne iau ochii aceste procente foarte mari, dar nu este rezonabil ca un comerciant să-și reducă prețul la nivelul de ce? De faliment sau cum, cât de mult să le reducă. Spuneam mai devreme, eram un pic confuz că nu te mai vedeam și de asta nu știam dacă mai sunt. Nicio problemă, da. Spuneam un pic de această atitudine pe care o au oamenii, că ok, totul este păcăleală, țeapă, etc. Pe de altă parte sunt oamenii care sunt foarte creduli și sunt foarte flower power și ok, totul, credem pe toată lumea, totul este pozitiv, nu mă păcălește nimeni, da? Deci cumva sunt foarte naivi. Ei sunt mai frumoși, mie îmi plac mai mult acești oameni mai naivi, dar oricum sunt minoritari față de cei care sunt foarte cinici. Pe de altă parte avem undeva o pătură de mijloc ceva mai restrânsă, care efectiv este neutră, da? Adică ok, orice oportunitate sau păcăleală care ar putea să vină, eu analizez și decid eu dacă este oportunitate sau păcăleală. Și de asemenea cunosc că orice situație poate să aibă și părți bune și părți negative, orice firmă, orice furnizor, vorbim de furnizori de telefonie mobilă, toți au puncte forte și puncte slabe. Uh-huh. Da, vorbim de bănci, ce bănci folosim, toți au puncte forte și puncte slabe. Unele bănci au carduri de debit foarte bune, alte bănci au, nu știu, conturi în euro foarte bune, alte bănci au customer service foarte bun. Da? Nu trebuie să catalogăm băncile că aia e mai bună și aia e mai slabă și ori una, ori cealaltă, ori ea sunt separi, ori ea sunt Dumnezeu pe pământ. Da? Ci sunt servicii diferite și ține de noi să găsim oportunitatea acolo unde poate alții văd o țeapă. Deci asta ar fi primul pas pentru a profita cu adevărat de un Black Friday, să ai atitudinea și, mă rog, înțelegerea faptului că da, vor fi și țepe, da, vor fi și super oportunități și ține de tine să alegi oportunitățile. Da, să analizezi, să-ți faci temele așa cum tu ți-ai făcut temele și, bine, trebuia să ți le faci de dinainte, să cumpere acel pachet. Dacă îl făceai de dinainte să-ți cumpere acel pachet, probabil că ar fi fost și o oportunitate acest coș, da, de produse, dacă tu chiar ai avea nevoie de ele, ai fi avut nevoie de ele. Da, iată că ne mai scrie tot aceeași persoană de mai devreme că tot despre Black Friday am auzit la curs la Business School că în 1800, când era economia în criză, au venit cu ideea aceasta de a avea o zi de sales și black e pozitiv în contabilitate, pentru că erau în roșu, adică cu datorii. Iată o explicație, că ne tot gândeam de ce se numește black. De ce Black Friday? De ce nu Yellow? De ce? Și iată că spune că vine din contabilitate această culoare, care Black în contabilitate e pozitiv, iar roșu este negativ. E posibil. Uh-huh.
Hai să vă spun care e treaba cu, mă rog, produsele mai vechi care trebuie reînlocuite. Nu toți dintre noi ne dorim tehnologie de ultimă generație în anumite domenii. Dar eu nu vreau, de exemplu, ultimul Ragnet de frigider. Mie îmi place poate un frigider care, nu știu, a fost făcut acum un an și acum a apărut unul mai performant, dar eu n-am nevoie și vreau să-l iau pe ăla la un preț mai rezonabil. Sau un telefon, da? Nu vreau iPhone 25 sau cât a apărut acum, ci vreau iPhone-ul celălalt. Pentru că na, n-am nevoie de ceva super performant. Și nici nu am ego-ul ăsta că eu să am ce este mai performant ultimul răgne din piață. Deci în felul ăsta, da, este foarte ok dacă mi s-a stricat frigiderul, să iau un frigider care este la reducere și poate nu e ultima tehnologie pentru că nu am nevoie. Am 3 chifle în frigider și 2 banane. Ce tehnologie am nevoie? Da? Deci contează foarte mult nevoile. Dacă sunt, habar n-am, am o familie mare și copii mulți și fac mâncare multă și trebuie frigider foarte performant. Dacă eu am 3 banane în frigiderul ăla și 2 chifle, poate n-am nevoie de ultima tehnologie în frigidere. Și pentru mine, da, ar fi oportunitatea acest Black Friday, chiar dacă îmi dă un produs care poate nu e ultimul apărut, ci mi-l dă pe ăla de anul trecut cu un discount de 20%. Super! Am economisit, nu știu, 200 de lei. Dar ție ce ți-au scris cei care au citit și provocarea ta și cei cititorii tăi, să le spun așa? Chiar aș fi curioasă să aflu câteva mesaje, dacă ai acolo în față poate că câteva mesaje, dacă nu intru chiar eu în postarea pe care ai făcut-o, să vedem ce au mai răspuns. Poți să intri tu dacă vrei, eu ți le spun pe cele pe care le-am reținut din memorie. Foarte interesant, mulți, cineva a spus că și-a luat papuci, bine, cred că se referi la pantofi sau ceva, acum două zile. Eu am înțeles, papuci, știu, sunt din Bucovina, salutare! A luat papuci acum nu știu câte zile și acum a sunat discount, la, nu știu, un discount destul de mare. Și cumva și-a luat țeapă că a cumpărat înainte, n-a crezut un Black Friday. Altcineva spunea că și-a luat, chiar acum citeam, și-a luat un monitor pe care îl urmărea de ceva vreme la discount. Da? Deci, atenție, modul corect de a cumpăra de Black Friday este să ai deja o listă de produse. Ce am eu nevoie la birou? Păi eu poate am nevoie de un nou webcam, da? De un laptop și de un monitor. Pe astea le urmăresc, știu că vine noiembrie, le urmăresc din septembrie. Cât costă? 2200 de lei. După aia mă uit, ok, de Black Friday cât costă? Mi l-a pus la 3000 de lei și redus la 2400 sau e redus de la 2200 la 1800? Pentru că dacă este redus la 1800, da, am făcut un deal pentru că l-am urmărit. Alți oameni spun că sunt păcăleli, experiențe. Dacă îmi permiți să citesc câteva comentarii, ce zici din ceea ce au postat? Sigur. De pe grupul tău, despre știința banilor, de acolo am să citesc, de la ceea ce au postat. Gheorghe Brie spune că este o golănie ordinară. Hiciu Ștefan zice, acum două zile am luat papuci, vezi, am găsit fără Black Friday, azi sunt la jumătate de preț, nu e chiar țeapă la toate. Oricum, spune, cred că avem voie să spunem acest site, pentru că nu e brand, price.ro, și ai rezolvat problema, spune, unde poți probabil o să vă arăt în emisiune cum se folosește, price.ro sau com, nu mai știu exact. Ro.ro, da. Un mic programel care se instalează pe Chrome, pe browserul de internet, și atunci când intri pe un produs, dai click pe el și îți arată istoricul prețului. Hai să vedem, te rog, pentru că după aia mai citesc. Asta mi se pare foarte important. Super. E tare bine de știut. Super, bun, hai să dau un share screen. Ok, sper că vedeți. Vedeți monitorul meu? Da. Așa, bun. O să fac, mă rog, un pic de reclamă și la site-ul meu, dacă nu te superi, pe științabanilor.ro. Aveți ultimul articol, Black Friday, se numește ceva, este păcăleală sau articol. Și aici aveți, pe lângă modalitatea logică de a vă organiza un Black Friday, adică să faci o listă cu ce ai nevoie acum, să faci o listă cu ce vei avea nevoie în următoarele 2-3 luni, poate vine o zi de naștere, vine Crăciunul, și câteva instrumente pe care le puteți folosi pentru a verifica prețurile, inclusiv pricey.com, care este, mă rog, se instalează pe Chrome. Deci apăsați pe sau căutați pricey.com, .ro, scuze, da? Și veți avea o astfel de căsuță pe Chrome. Eu mi l-am instalat deja. Și ce face acest softuleț? Păi intrăm pe un site. Acum scuze, mă, dar
nu am nicio treabă cu acest site. Poți să-mi spui tu pe ce site vrei să... Nu, spunem ce site, nu facem reclamă. Asta este, n-am știut că va intra, da. Doar că ei au deja Black Friday și verificăm un produs, whatever. Da? Deci n-am cum să fac fără să verific un produs exact. No, bun, și vedem că e la 1999, redus de la 2200 și ceva. Intrăm pe Pricey, da? Pe acest ok. Mută mai în stânga, așa, măcar să nu vedem numele site-ului, dacă poți. Nu se poate? Nu știu. Ah, da, îl lăsăm atunci. Îl ștergem, nu știu cum să-i fac. Așa. Dar n-ai cum să-l verifici, fără. Bun, și spune că, ok, uite, o grămadă de magazine pe care nu le listăm acum au prețuri similare sau mai mari. Ok, deci pare un preț bun, da? Ne uităm și la prețuri, să vedem istoricul prețului, ne uităm pe un an în urmă și vedem că acest preț, acest telefon a avut preț de 2449 de lei o perioadă până în august, după care a mai scăzut un pic, a mai scăzut un pic și acum chiar a scăzut la 1999, da? În urmă cu câteva, uite, de la începutul lunii noiembrie chiar a scăzut prețul, da? Deci în felul ăsta noi avem confirmarea că da, ok, s-a ieftinit acest produs. Uh-huh. Așa cum ne uităm pe acest produs, ne putem uita pe orice magazin online și să vedem un istoric al prețului. Super. De asemenea, un alt element, mai există comparatoare de preț, de exemplu compari.ro. Pur și simplu pui aici produsul, descrierea produsului, o iei din printr-un magazin online și dai o căutare și îți va verifica, deci control C, control V și dai o căutare și, mă rog, văd că nu s-au găsit produs, nu s-a găsit acest produs. Deci putem găsi, iată, istoricul produsului și putem să ne dăm seama dacă a fost redus real sau nu a fost redus și multe alte și informații. Cu alte magazine. Da. Da, e foarte bine că ne-ai spus de acest și această aplicație și acest site. Tare presimt eu că la noapte și mâine oamenii o să tostea să compare. Cred că și ia foarte mult timp până compar fiecare produs în parte. Numai să nu uitați să veniți la muncă. Da. Compara prețurile pe diverse magazine, pricey.ro pentru a vedea istoricul prețului și dacă vreți, mai există și o aplicație, nu știu dacă e de interes, sunt mai multe aplicații de cashback. Aceste aplicații îți oferă, dacă le instalezi pe Chrome-ul tău, atunci când comanzi de la un număr de magazine, îți oferă un cashback, adică bani înapoi, între 1, 2, 3, 4%, mă rog, fiecare magazin după posibilitățile sale. De unde vine acest cashback? Deci dacă cumperi, nu știu, de 100 de lei, îți vin 4 lei înapoi. Uh-huh. De unde vine acest cashback? Magazinele online, în general, au programe de afiliere, de referral, prin care dacă altcineva le face vânzarea în locul lor, primesc acei afiliați un anumit procent. Aplicațiile acestea de cashback practic întorc către consumator o parte din acest cashback, care poate fi de la produsele mari electrocasnice și așa, nu știu, 1% până la 4% pentru că în funcție de preț și de valoare. Exact. Și pentru lucruri mai gen cadouri, custom și așa, lucruri mai inutile, să zic așa, mă rog, cashback-ul este un pic mai mare. Nici nu recomand ca de Black Friday să ne băgăm foarte mult în idei de, nu știu, cadouri și chestii specifice. De obicei trebuie să mergem pe ceea ce oricum avem nevoie. Da, avem nevoie poate de niște cămăși, da? Am nevoie de tot felul de gadget-uri, de microfoane, de lucruri de genul ăsta, de camere web. Deci necesitatea, ce ne uităm în casă și ne dăm seama sau ce așteptăm de ceva vreme ca să fie o ofertă bună, poate ar fi bine acum să analizăm, nu? Exact, unii trebuie să-și schimbe telefonul. Cineva scria că i s-a stricat frigiderul, bine. Și mie mi s-a spart telefonul, da. Exact, și mie mi s-a crăpat un pic, dar am garanție din aia de îmi schimbă ecranul. Dar, deci nu o să iau telefon acum, poate să-mi iau un laptop. Anul trecut, uite, apropo de oportunități, anul trecut am fost la una dintre bănci care a avut un Black Friday de o zi, conturi care au avut așa, conturi în euro, ron și dolari, cu zero comision la orice, inclusiv plăți, retragere, administrare și așa mai departe. Și pe viață.
uite, oportunitate faină, pentru că și acum folosesc acel cont și nu cred că ar avea concurență, pentru că are conturi în RON, euro și dolari, cu zero tot. Inclusiv, nu știu, retrageri de la bancomat, plăți, retrageri de la casierie, retrageri de la casierie, nu prea ai bănci care au zero comisioane. Deci, nu, cine se uită și se uită la ceva ce are nevoie, găsește și oportunități. Cine doar, nu știu, intră pe, nu știu ce site, nu zicem care, că știe că e Black Friday și să văd ce este interesant pe aici, normal că o să cumpere și, mă rog, ce n-are nevoie. Ce n-are nevoie și produse care au discountul real mult mai mic decât ce afișează. Mm-hmm. Da. Hai să mai citim câteva comentarii. Bogdan Fărcășan îmi spune: aici ai dreptate, singura problemă pe care o am tot timpul e că mai cumpăr și pe lângă, exact despre ceea ce vorbeam, un produs maxim două. Atila Tămaș spune: nu știu de ce atâta agitație cu Black Friday, n-am cumpărat niciodată nimic de Black Friday și nici nu voi cumpăra dacă nu am nevoie. Iată, un om calculat. Nici n-ar trebui, dacă n-ai nevoie, de ce să cumperi? Da. Dorin Simion zice: cei care își iau țeapă de Black Friday sunt cei care cumpără doar pentru că e la reducere. Dacă chiar ai nevoie de un produs, știi deja ce preț are. Eu majoritatea hainelor le cumpăr de Black Friday. Mai cumpăr jucării tot atunci, că apoi urmează sezonul sărbătorilor și prețurile cresc. Mulțumim de pont, chiar nu m-am gândit la asta. Și în rest, electronice, depinde ce am nevoie în anul respectiv. Am deja o listă făcută, dacă e ceva la preț ok, cumpăr, dacă nu, nu-i grabă. La revedere! Mai sunt multe comentarii, se pare că fiecare are opinia și ceea ce e și normal, opinia lui. Irimia Daniela ne spune că oferă reduceri pe bune. Dan Sector zice: aici în România este o adaptare, adică înainte de Black Friday cresc prețurile, după care în ziua respectivă reduc prețurile și suplimentar trece ca reducerea este de la un preț imens. În așa fel încât cine caută după 100% de reducere vede că este reducere mare și cumpără. Deci în principiu este o prosteală. Da, dar apropo de această afirmație, eu nu aș zice că este un principiu că în România se cresc prețurile înainte și după aia se oferă reduceri procentual mari, dar de ale foarte mici, pentru că, uite, sunt oameni care fac reduceri, sunt firme foarte multe care fac reduceri reale, se pot verifica cu pricey.ro și Daniela Irimia chiar spunea că ea face la cursurile sale și pot să spun este că și eu voi avea vinerea aceasta, Black Friday, la cursurile mele de educație financiară, care sunt foarte multe, adică 4, un an de cu 4, și toată lumea știe care e prețul full la ele de mult timp, de un an de zile. Deci ele se pot verifica foarte simplu dacă reducerile vor fi reale sau nu, pentru că nu sunt ca un magazin online care să aibă mii de produse și să le amestece și să le modifice prețurile. Deci sunt oportunități reale dacă cumperi ce ai nevoie și dacă ai urmărit cât de cât istoricul sau prețul acelui produs și știi cam cât valorează. Eu te-aș mai întreba, pentru că iată, ești și expert financiar, că tot vorbim de Black Friday, de a cheltui și așa, cum putem să facem să ne gestionăm bugetul? Adică să știm cât ne este pătrățica și de cât să cumpărăm. Cred că este o informație foarte prețioasă, pentru că, vezi tu, intrăm pe site, zicem hai că o să cumpăr ceva de 200 de lei, adăugăm în coș, ne trezim de o factură de 600-700 de lei. Cum putem să ne limităm și să ne impunem acele limite? Varianta corectă și mai cuprinzătoare este să ne facem un buget personal, care înseamnă efectiv la începutul lunii să ne notăm veniturile care știm că vor intra în acea lună, nu știu, salariile noastre, habar n-am, 1000 de euro, da? Salariile familiei, după care să împărțim acea 1000 de euro în 10% minim economii pe care îi virăm direct în alt cont, deci au dispărut de pe, din data salariului au dispărut, după care restul de 900 de euro îi împărțim pe, nu știu, utilități, rate la bancă, mâncare, la. Și apropo, la începutul noiembrie, Black Friday, am nevoie de un frigider, de un nu știu ce, da? Și avem un buget separat, nu știu, 200 de euro pentru haine de Black Friday sau, nu știu, 200 de euro pentru un telefon nou sau ceva de genul ăsta.
Dacă, în schimb, strângem bani pentru ceva mai mare, vrem să ne cumpărăm, nu știu, un laptop nou sau o mașină sau un frigider, punem bani deoparte în fiecare lună, tot așa, în fiecare lună, din contul curent, punem în alt cont de economii, câte, nu știu, 200 de lei. De ce? Pentru că știm că în peste 3 luni vine Black Friday, să zicem că suntem în august acum, și o să avem nevoie să ne luăm o mașină de spălat nouă, de exemplu. Da. Deci așa, asta ar fi varianta ideală cu acel buget personal în care la începutul lunii dăm deja o destinație banilor. Varianta mai puțin ideală, dar care funcționează, este să avem un alt card de cumpărături și efectiv doar cu ăla cumpărăm online și ne alocăm, nu știu, 600 de lei pentru Black Friday, îi punem pe acel card și când se termină, se termină, adică nu mai avem altă opțiune. Dăm Dar atunci nu suntem tentați să tot cheltuim până se termină? Băi, ne stabilim la început buget. Punem o sumă rezonabilă, nu ne punem tot salariul în acel card, al doilea card de cumpărături. Colegii mei au experiență, se pare că, uite, fac semne, am golit tot, am cheltuit toți banii. Acum, Ana, ar fi bine să nu cumpără cu cardurile de credit decât dacă suntem noi foarte organizați. O mare problemă o reprezintă aceste carduri de credit pentru oamenii care sunt cheltuitori. Pentru cei care sunt economi, nu reprezintă o problemă cardurile de credit. Însă pentru majoritatea, da, pentru că îți dă cineva un card, el aici are 10.000 de lei pe el, poți să-i folosești oricând. Oh my God, vine Black Friday. Ce mișto ar fi să iau un telefon nou. Și am dat cu cardul, cam bani, deja. Da, deci atenție, feriți-vă de cardurile de credit. Dacă nu știți că sunteți foarte disciplinați cu finanțele personale. Apropo, Alina, tu folosești cardul de credit? Nu folosesc, să știi. Pentru că eu sunt așa un tipar mai, poate... mai rar întâlnit, dar în același timp oamenii nu prea au așa multe de câștigat cu mine, mai ales firmele. Sunt tare chipzuită la cheltuieli, sunt foarte calculată și îmi place să cheltuiesc doar din ce e al meu și doar cât cred eu că e nevoie. În timp am devenit așa și, sincer, nici nu aș schimba tare multe. Super! Păi înseamnă că, na, ție ți s-ar potrivi un card de credit, pentru că tu oricum ești chipzuită. mi se acordă, dar nu-l cer. știi, e vorba aia, și că te duci la bancă și banca îi creditează doar pe aia care n-au nevoie. Dar pe aia care au nevoie de credit nu îi creditează. Cam așa e și cu cardurile de credit. Îți dă banca card de credit dacă n-ai nevoie de el. Păi uite ce vreau să te întreb, Valentin, scuze că te întrerup, dar am observat că mai avem 4 minute și cred că este foarte important și cred că în România încă nu știu toți românii ce înseamnă card de debit și card de credit. Dacă ai putea să explici așa pe scurt. Păi foarte simplu, un card de debit este cardul în care primești banii pe care i-ai câștigat tu, deci sunt banii tăi 100%. Cardul de credit este practic un credit pe care ți-l acordă banca, sunt banii băncii pe care ți-l dă în împrumut. Deci nu sunt banii tăi, sunt banii băncii. Dacă scoți bani din cardul de credit, ai o perioadă de grație de 45-50 de zile în care nu plătești dobândă, însă dacă nu rambursezi acei bani în perioada de grație, vei plăti o dobândă foarte mare, undeva la 20% în România. Există o sumă maximă pe care o putem cere pe acest card de credit? Variază de la bancă la bancă, pot fi 3 salarii sau 5 sau chiar mai mult. Mi-ai dat idei. Da, repet, dacă ești o persoană chipzuită și foarte organizată cu finanțele personale, poți să-l folosești, poți să folosești cardul de credit. Altfel, dacă ești mai cheltuitor, mai bine nu. Bine, e important că am stabilit acest aspect, așadar, dacă sunteți tentați să cheltuiți și mereu dacă aveți bani, trebuie să-i răspândiți așa, nu vă faceți card de credit. Cu siguranță băncile nu sunt foarte fericite de ceea ce spun acum, dar asta este, deci nu vă faceți card de credit. Concluzia serii este, ce este Black Friday? Păcăleală sau oportunitate? În funcție de tine, poate să fie o păcăleală și poate fi o oportunitate. Dacă vrei să fie o oportunitate, îți faci un pic temele înainte, îți faci o listă cu produsele de care chiar ai nevoie, da, și produsele de care vei avea nevoie, produsele și serviciile de care vei avea nevoie în viitor. Toată lumea știe că vine Crăciun, da? Deci nu e o surpriză. Vei avea nevoie în viitor, poate, nu știu, să le iei copilor jucării de Crăciun. Iar partea a doua, folosiți aplicațiile de care am vorbit.
pricey.ro pentru a vedea istoricul prețurilor, compar.ro pentru a compara magazinele între ele, poate, nu știu, Cash Club, dacă veți un cashback de la cumpărăturile online, și în felul ăsta vă reduceți cu mult posibilitatea de a lua țeapă de Black Friday și vă maximizați șansele să aveți oportunitate bună, să faceți niște economii frumoase pe care, mă rog, le puteți folosi în alte scopuri. Valentin, o singură întrebare mai am. Cum e bursa în această perioadă? Bursa este revigorată de anunțurile legate de descoperirea unui nou vaccin, sau, mă rog, de vaccinul care se pare că are o rată destul de mare de succes de la Pfizer. Deci, o duce bine. Îți mulțumesc mult pentru prezență, îți mulțumesc pentru toate informațiile prețioase pe care ni le-ai oferit și te așteptăm și altă dată să vii aici să ne înveți cum să facem bani. Cu drag, mulțumesc mult de invitație și îți doresc o seară plăcută și tuturor o seară plăcută și mai bine. Cu mare drag, asemenea și ție, îți dorim, Valentin. Iată că am învățat astăzi într-un fel cum să cheltuim bani, dar după cum ziceam, trebuie să învățăm și cum să facem bani ca să avem ce cheltui. Dar fiți chipzuiți, după cum am spus și eu, este tare important și regula de aur pe care am învățat-o de acasă, de când eram micuță, cheltuiți doar ce aveți. Pentru că de altfel, dacă veți cheltui ce nu aveți, vi se vor aduna foarte multe datorii în timp și veți fi tentați să faceți datorii peste datorii ca să vă plătiți datoriile. Este doar un sfat personal, dacă vreți să-l luați ca atare. Dacă nu, continuați să cheltuiți, este alegerea voastră. Iată că am învățat foarte multe în această seară, am văzut cum este într-un cuplu intercultural, am văzut cum este acasă la Fang Shuang, am văzut cum este iubirea dintre un chinez și o româncă, am descoperit ce putem să cumpărăm de Black Friday, cum putem să comparăm aceste prețuri pe care le vedem. Așadar, eu vă doresc foarte mult spor la cumpărături. Fiți chipzuiți, repet, acest aspect și ne vedem și mâine seară aici de la ora 19. Multă sănătate vă doresc! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.